Bună ziua și bine v-am regăsit! Rolul și sensul vieții. Îmi vine minte mereu următoarea expresie. Bine faci, bine primești. Ce frumos spune această expresie. Ce frumos arată, pusă în practică. În viața aceasta am învățat un lucru pe propria mea piele. Atunci când, poate și fără voia mea, am făcut un rău, mi s-a întors înapoi de aproape 10 ori acel rău. Și mi-am spus, voi încerca să nu mai fac. Decât să fac un rău, să-i fac rău unui om, mai bine ce să-l ajut. Sau în cel mai rău caz, îl las în plata Domnului dacă vreau. Și văd că nu se poate. Bine faci, bine primești. Atunci când faci o faptă bună, îți dai seama că vei primi înapoi tot fapte bune care se vor revărsa asupra ta. Nu de la poate persoana la care ai făcut sau lucru care ai făcut acea faptă bună, ci din altă parte. Pentru că există un echilibru. Echilibru în această viață. Bine faci, bine primești. Vedem că viața este scurtă. Dacă ne uităm la o frunză, crește din mugur. După care înverzește, iar toamna, că se apropie toamna, cade. Așa este și viața noastră, ca și viața unei frunze, ca și un vis începe, se termină când de multe ori noi nu știm. Și atunci merită să faci rău? Ne-am născut în această lume doar pentru a alerga după bunuri materiale? Vedem că noi, ca persoane, ca ființe, suntem formați din două structuri, trup și suflet. Sufletul este etern, nu moare, acela nu se hrănește cu mâncare, cu pâine, cu carne, cu etc., ci cu altceva. Este o formă superioară de energie care este veșnic. Chiar și trupul, atunci când sufletul este posomorât, nu este liniștit. Trebuie să există o armonie între trup și suflet. De aceea trebuie să avem grijă și de trup și de suflet. Iar faptele bune se revarsă asupra sufletului și îl satisfac. Să încercăm cât trăim să respectăm acele legi divine care, acele legi dumnezești care au fost date și care nu se schimbă, pentru că vedeți, noi oamenii încercăm să schimbăm legile după cum vrem noi, după cum credem noi. Iar aceste legi omenești sunt fluctuante. Acum sunt sus, după aia sunt jos, în funcție de felul în care le interpretează un grup de oameni sau o entitate. De aceea trebuie să fim atenți. Să fim atenți la trup, să fim atenți la suflet. Pentru că nu ne-am născut pentru a muri de foame. Un om harnic care muncește niciodată nu o să moară de foame. A, că vine și partea cealaltă lumească, lăcomia și vrea mai mult, mai mult și devine rob al avuției, al banului și nu ajunge niciodată cât a agonisit. Iar când se apropie moartea, își dă seama că a trăit
degeaba. A fost un om lacom și avar. Iar sufletul nu este liniștit. Iar când va deveni bolnav, va vedea ce înseamnă scurtătura vieții când nu trăiești în armonie. Sau când se apropie ceasul morții, va vedea că cei care rămân după el nu vor fi mulțumiți decât adunat. Și vă spune, ne-a adunat destul, se vor certa pe avuția lui. Pentru că, exact cum spuneam și în alte dăți, două generații adună, a treia împrăștie tot. Și atunci, bine faci, bine privești. Să încercăm seara, înainte de culcare, să ne gândim, oare ce am făcut astăzi? Am făcut fapte bune? Dacă n-am făcut, să încercăm să facem a doua zi. Dacă am făcut ceva care nu realizăm, este bun sau nu este prea bun, să încercăm a doua zi să corectăm acele fapte bune. Dar stând de vorbă fiecare cu sufletul nostru, cu adevărat spuse, toate cu adevărul goluți. Pentru că din adevăr se poate crea. Iar când sunt eu cu sufletul meu, nu mă pot minți, pentru că știu ce am făcut și ce pot să fac. Și de multe ori, când ne apropiem de finalul vieții, devenim mult mai înțelepți și fiecare dintre noi își va dori doar prin faptele făcute pe perioada cât a trăit să îi se spună atunci când moare, a murit un om bun. Vei muri cu sufletul împăcat, dar până atunci, zi de zi, să încercăm să facem o faptă bună, pentru că bine faci, bine primești. Să lăsăm deoparte orgolile, să lăsăm deoparte ispitele, să lăsăm deoparte lăcomia, ura, dușmănia, pentru că te ceri cu un om și poate nu mai ai timp să te împaci cu el. Și atunci, ce ai făcut? Toate aceste lucruri se întâmplă în această viață, în această viață care este scurtă. Nu știm când ne naștem, pentru că nașterea este un dar, și nu știm când plecăm, pentru că moartea este o certitudine. Nu ne putem cumpăra viața. Viața noastră se măsoară prin faptele care am făcut. Vedem ca și un artist. Artistul moare, dar operele lui rămân. Și se va vorbi ani și sute de ani și mii de ani despre un artist care a lăsat în urmă opere valoroase. Și de multe ori vedem viața unui artist este dură. El a suferit pe vremea cât a trăit și a fost de cele mai multe ori apreciat doar după ce a murit el. Așa este și cu viața noastră. Faptele noastre sunt cele care vor fi puse pe talerul judecății. Iar cum să judeci sufletul unui om? Prin cât a mâncat? Prin cât a băut? Prin câți bani are în cont? Nu. Sufletul nu se poate cumpăra. De aceea trebuie să fie un om liber. Iar sufletul lui să fie un suflet curat, plin de bunătate, pentru că așa s-a născut. De ce un copil este bun la suflet? După ce crește și începe să prindă partea aceasta a lăcomiei, devine altfel. Iar odată cu trecerea anilor,
cu înțelepciunea care vine din fiecare clipă care o trăim, să încercăm să corectăm toate aceste lucruri lumești. Pentru că dacă ești robul banului, niciodată nu o să ai bani. Dacă ești omul lăcomiei, niciodată nu o să fii îndestulat cu tot ce ai. Și mereu îți va fi sufletul plin de ură, dușmănie, lăcomie, avarie și vei vedea mereu că n-ai făcut destul, deci nu vei fi un om liniștit. Un om liber este cel mai periculos pentru acei conducători care vor să devină mici dictatori pe feudele lor. Iar când ești un om liber, vezi toate cu un zâmbet, cu o satisfacție, că ți-ai făcut treaba pe acest pământ și vrei să perfecționezi și să lași ceva util în urma ta, bun, pentru că bine faci, bine primești. Nu întotdeauna vei putea să faci bine, dar dacă nu poți să faci bine, măcar să nu faci rău. Unui om, când poți să faci bine, fă-i chiar dacă te dușmănește, chiar dacă te urăște. Cum se spunea, răzbunarea cea mai cruntă este când dușmanul tău e silit a recunoaște că ești bun, iar el e rău. Deci să încercăm în această viață care nu știm cât durează. Să încercăm să facem fapte bune, să respectăm acele legi dumnezeiești, legi divine care nu se schimbă și care n-au fost făcute de către oameni. Să facem fapte bune. Să încercăm să trăim frumos, în armonie, ajutând pe cei care au nevoie de ajutorul nostru. Pentru că atunci când îți câștigi avuția și traiul cu sudoarea frunții, vei fi un om bogat și liber, să fii mulțumit cu tot ceea ce ai agonisit. Pentru că atunci când te-ai născut, te-ai născut cu un rol și cu un scop și nu te-ai născut ca să fii sluga nimănui, ci sluga binelui. Și a face bine nu înseamnă că favorizezi pe cineva, ci te favorizezi în primul rând pe tine. Pentru că bine faci, bine primești. Iar când te-ai născut, te-ai născut cu un rol și cu un scop, cum spuneam și mai înainte, și niciodată nu vei avea mai puțin decât ți-a fost hărăzit. Să fii mulțumit cu ce ai, să fii întotdeauna un om harnic, un om înțelept, pentru că un om înțelept este un om liber. Iar înțelepciunea dirijează toate celelalte și să ai credință. Pentru că atunci când știi că cineva te judecă drept și sfânt, fără să poți cumpăra nicio faptă rea, atunci când ești judecat drept, iar tot ceea ce faci tu este oglindit prin faptele tale, atunci vei fi un om puternic, liber și fericit. Iar bine faci, bine primești. Până la noua emisiune, îți spun toate cele bune. Bine faci, bine primești. Doamne ajută!